Ce piesă! Zilele noastre. Arată-mi puțin pișorușele. Absolut uimitor! Lara plânge! Murim aici! Teodora, am spus că are o voce dumnezeiască. E o sală întreagă în picioare și o Românie uimită în clipa asta. Și acum vă întreb eu, Teodora, să uită oamenii la televizor. Cum alegem? Cum alegem? Ce facem? Ne doare capul, murim aici, negrule. În fiecare copil e cât un înger care se exprimă, într-un fel, muzical, Pe peare la Criminal, uitați-vă la feța. Toți avem lacrimi. Ce facem? Toți avem lacrimi. Avem actori, avem cântăreți, avem dansatori, avem niște copii. Mami, tati, mă uit după dumneavoastră, plecăciunile noastre, aveți aplauzele unei țări întregi. Mami, tati, mulțumim! Teodora! Modestia ei e zdrobitoare. Modestia ei și liniștea ei. Da, e conștientă de aturile pe care le are. Eu vreau să-i spun o chestie. Îți mulțumesc pentru un lucru mare. Trăim în lumea timpului și a vitezei și el, timpul, ne condiționează tot timpul și îți mulțumesc că m-ai ajutat să-l ignor, să nu mă mai intereseze de timp, de spațiu și să trăiesc ceva nelumesc. Îți mulțumesc din suflet. Ai bătut timpul, Teodora. Acolo e un trofeu, încă nu am scris niciun nume pe el. Numele câștigătorului nu e gravat aici. Atenție! Trofeul ăsta va pleca spre cineva, spre un singur câștigător la finalul acestei serii. Dublează trofeul! Teodora! E o Românie întreagă acolo. Oameni buni, a cântat perfect. Scrie-le numele tău. Doamnelor, domnilor, una din marile voci ale României la 11 ani. Ea e Teodora! Autograful ăsta o să coste mult cândva. Mulțumesc, Teo. Murim aici, voi. Ia-o tu înainte și lasă-mă să te urmez să sport trena. Am plecat, la revedere. Împărăteasa Bizanțului. Noi ne retragem. Eu nu am avut tupeu niciodată. Cred că doar dacă mi-ar fi căzut obligată să fiu la Te Cunosc de undeva, aș fi învățat piesa asta. Niciodată n-am avut curaj să învăț piesa asta. Dar e top ca dificultate. Este în topul dificultății. Mai este asta și mai e una pe care o cântă Lara Fabiana, Adagio, care este, dacă îmi vine cineva să-mi cânte Adagio, am plecat frumos. Când a pășit pe scenă. Stai puțin, Pepe, am văzut așa ceva, n-am mai văzut. Câteva zile la ultima ediție cât a trecut. Eu spun numai atât, are o aură copilul ăsta. În momentul în care venea pe scenă s-a urcat așa. Deci s-a înfurnicat, n-a cântat. Bravo, n-a făcut nimic. Eu n-am amintit cum a cântat data trecută. Și să-ți băleți pila pe mine. Eram invidioasă pe americani. Eram invidioasă pe americani pe show-urile lor cu copii. Când veneam câte o lădiță și cânta ceva, eram, băi, în România, de ce cântă numai piese de copii? Și acum când văd ce avem aici, să... Fii atent, fii atent. Nu mă, stai puțin. Te gândi vreodată la treaba asta? Încă suntem în picior. Da.